Yes, because I wanted to win, and I think we deserve to win. But I want to make a congratulation to my players because they. Jucătorii mei, pentru că. They have a heart. Au inimă. And we have a big heart. We show it in Iași. Avem o inimă mare, am arătat-o cu Iași, am arătat astăzi. Am fost un pic ghinioniști. Cu UTA. Today we deserve, I think, to win. And, dar azi meritam să câștigăm. Am jucat bine. We lost that Van Durmen lost the player, we received the goal and then Van Durmen a pierdut jucătorul la gol, dar le-am cerut jucătorilor să centreze pentru că iau probleme la centrări și am marcat cu goluri. Puteam să mai marcăm un gol tot dintr-o centrare. On the bench and in, but, look, on the stadium. Yeah. Look, yes, a real derby, but with respect, because. A fost un derby, dar a fost respect pe bancă. A fost respect. A fost un lucru frumos ăsta. A fost un derby sportiv. Vreau să spun un lucru. The behavior of our fans at the end of the match with our players in the tribune is something that. Comportamentul fanilor noștri față de suport, față de jucători la finalul meciului ne diferențiază de alte cluburi, pentru că nu o să vezi la alte cluburi că jucătorii să meargă în tribună în mijlocul fanilor. N-am văzut faza, nu am înțeles cartonașul roșu, l-am întrebat pe asistent de ce am primit, de ce am luat cartonaș roșu. Acest punct nu vă ajută foarte tare. But the season is very long. I mean, if we play like this, we can win also in Bucharest. Why not? Dacă vom juca așa, putem câștiga chiar și la București. And try to win, but this is the perfect way to have results for the future. Modul în care am jucat astăzi e perfect pentru a avea rezultate în viitor. But we have to play in Bucharest. The future is Bucharest. Viitorul e săptămâna viitoare la București, la București, apoi Sepsi. Nu mă gândesc, nu văd lucrurile pe termen lung, mă gândesc acum la lucrurile imediate. Lucrăm, construim lucruri aici, reacția, inclusiv după ce am rămas în inferioritate, a fost una de o echipă de top de ligă, din liga, din acest campionat, adică. And this is a very good signal for us. E un semnal bun pentru noi ce s-a întâmplat în seara asta. We are warriors, we never die. Okay. Thank you, Mr. Noi suntem luptători, nu murim niciodată. Mă rog, în fine.